Salutare! Întâi de toate vreau să vă mulțumesc din suflet pentru cele 20.000 de vizionări ce mi le-ați oferit pe acest canal, dar și pentru cele aproape 5.000 de vizionări pe acest clip. Să știți că mă bucur enorm că am ajuns la suma asta, cu toate că practic e o nimica toată pentru alții o fac în 2-3 zile, dar mie mi se pare mult, adică 20.000 de vizionări. Acum să fiu sincer și eu mi-am făcut câteva vizionări, că de trebuie să mă uit la videoclipuri să văd dacă a ieșit bine, dar majoritatea le-ați făcut voi. Acum, cu ocazia asta, clipul acesta aș vrea să fie unul oarecum de prezentare a ceea ce aș vrea să fac mai departe pe acest canal, dar și posibil pe alte canale, depinde cum va merge și acesta. În principiu, pe acest canal vreau să fac același lucru, însă vreau să aduc mai multe produse la review, de la telefoane, la PC-uri, la laptopuri, la componente de calculatoare, etc., orice, căști, habar n-am. Probabil ați observat că am urcat și două clipuri de gaming, dacă nu, acesta e primul, acesta e al doilea. Aveți link și în descriere. Dar este posibil ca gamingul să îl fac pe alt canal separat, deoarece acest canal vreau să rămână strict unul de tehnologie, adică nu neapărat doar de telefoane sau doar de calculatoare sau așa, în general de tehnologie. Acesta este și motivul pentru care am redenumit acest canal în Unul Roman Tech sau Un Român Tech sau cum vreți voi să ziceți, pentru că da, asta e scopul numelui meu, adică are mai multe înțelesuri. Totuși, dacă nu mi-ați citit descrierea, eu sunt student pe protecția mediului și s-ar putea să fac un canal și pe tema aceasta. Cine știe, poate o să le combin cumva și să le pun tot pe canalul ăsta. Nu știu, mă mai gândesc. Pe acest canal sau aceste tipuri de videoclipuri legate de protecția mediului vor fi în general mici ponturi pe care oricine poate să le facă ca să scadă poluarea sau ceva de gen oricum. Adică, cum v-am obișnuit și până acum, încerc să vă ofer un videoclip cât mai scurt. Adică, pur și simplu nu-mi place să mă lungesc, cu toate că ăsta cred că o să iasă mai lung un pic. Nu știu de ce, pentru că mi-am scris exact ce să zic, dar zic mai multe, pentru că sunt entuziasmat, măi. Nu știu dacă se vede pe mine, dar chiar îs. Acestea fiind spuse, dacă mai vreți review-uri cât mai oneste, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Like-ul este de fapt un fel de aprobare pentru algoritm, pentru a da videoclipul mai departe. De aceea, cam toată lumea insistă pe like-uri. Puteți să folosiți codul de reducere 1% la PC Garage, ce-l aveți aici pe ecran. Dar aveți mai multe detalii în descriere, inclusiv codul acolo ca să-l puteți copia mai ușor. Încă o dată vă mulțumesc enorm pentru cele 20.000 de vizionări, dar și pentru cei aproape 150 de abonați, 144 la momentul filmării. Încet încet eu sper că o să strâng o comunitate faină și unită, care să se ajute unul pe altul. Bine, aici nu mă refer cu bani, dar cu sfaturi. Să primim sfaturi utile, să împărtășim ce știm și cu alții. Până data viitoare nu uita să cumperi informat, informează-te din mai multe surse, nu doar de la mine, nu doar de la X, nu doar de la Y. Oricât aș vrea eu să fiu de obiectiv, până la urmă sunt niște păreri personale, așa că e destul de posibil să greșesc, să am o tendință mai îngăduitoare spre un anumit brand, sau chiar invers, să am o tendință mai răutăcioasă, să zic așa, ca să nu zic altfel, iar asta sunt convins 100% că nu este doar la mine. O să revin cu un clip de genul la 50.000 de vizionări, să vedem ce viziuni mi-am pe atunci despre canal, despre viitorul canalului, dar momentan sunt astea ce le-am enumerat mai înainte. V-am pupat, o zi cât mai productivă să aveți, nu vă pierdeți timpul aiurea, că eu mi l-am pierdut destul, din propria experiență vă zic. Pa!